4 dimineața, începem o nouă zi de slăbit, haideți să vedem câte kilograme am. Am mai scăzut și eu ceva de la 112,3. E bine, e ok deocamdată, să vedem mâine. Da, o să fie greu, fraților, să ajung sub 110 kg săptămâna aceasta, dar nu e imposibil, o să dau tot ce pot. Și astăzi m-am trezit mai devreme, o să plec la Vâlcea să merg prin zăvoi. Vreau să merg cât mai mult pe jos, dar mai întâi haideți să facem o cafea, niște miere, să ne energizăm un pic, că abia m-am trezit. Ok, până se termină... Ok, până se face cafea, până se încălzește apa, o să mănânc două lingurițe de api complet și o să mănânc și niște păstură. Uitați cum așa arată. Foarte bun. Foarte bun api completul ăsta, vedeți, s-a ridicat și păstura la suprafață și tot ce mai conține el. Este medicament curat, fraților, api completul acesta, și nu-l găsiți decât pe site-ul meu sau când ne vedeți la târguri, când ne întâlnim la târguri. În fine, dacă doriți, puteți să comandați de pe site. Comanda va ajunge acasă, veți face plata ramburs la sosirea coletului. Eu o să pun acum două lingurițe aici de miere de rapiță, hai să mai punem una și apoi ne vom uita pe YouTube în timp ce savurăm cafeaua și apoi plecăm în zăvoi. Vreau să mănânc în fiecare zi câte două lingurițe de api complet, pentru că este un medicament la propriu. Ia uitați ce conține, fraților, o grămadă de lucruri bune de la albinuțe și nu numai. Dacă nu știți ce fac toate lucrurile acestea, puteți să le căutați pe Google, o să rămâneți uimiți, șocați de-a dreptul. Scrieți beneficii păstură, beneficii polen, beneficii lăptișori de matcă, beneficii cătine și o să vedeți acolo absolut tot. Mai sunt curios cât o să mă țină un burcan din ăsta de 400 de grame. Chiar sunt curios să vedem cât o să țin din el dacă mănânc în fiecare zi câte două lingurițe. Ok, și acum la cafea o să mănânc și 2-3 lingurițe de păstură din asta. Foarte bună. Gata, fraților, am plecat la Vâlcea. Ia uitați aici, avem 8 sticle de sirop din ăsta de-al nostru. 3 de cătină, 3 de ghimbir și 2 de merișor pentru o doamnă. Și aici mai am încă o comandă de la o vecină, o păstură și un borcan mare de polifloră. Hai să mergem să ducem comenzile și apoi să tragem tare tot la sală. Avem mult de tras astăzi. Și toată săptămâna, de fapt. La 4 mi-am dat ura prin zăvoi, am făcut primul cardio, acum mergem la sală și apoi o să ne mai punem pe bicicletă încă 10, 15, 20 de minute când ajung acasă. 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Am băut decât o cafea cu două lingurițe de miere, am mâncat niște păstură, am mâncat două lingurițe de api complet și nu mi-e foame deloc, fraților, sunt super bine. V-am zis, produsele astea sunt foarte hrănitoare și pe bune, nu-i vrăjeală, încercați! Neața, fraților, începem ziua cu o cafeluță cu două lingurițe de miere de rapiță și o să mai mănânc două lingurițe de păstură. Astăzi m-am trezit târziu, este ora 2, pentru că azi noapte am adormit foarte târziu, am adormit la 6 de dimineață. Fraților, s-a făcut ora 2:30, este foarte norat, aici s-ar putea să vină ploaia. Trebuie să plec la sală acum și o să mănânc două lingurițe de api complet. Chestia asta are tot ce mai bun de la albinuță și trebuie să îl omogenizăm înainte și vă garantez că este foarte bun pentru zeci de boli, pentru zeci de afecțiuni, dar trebuie să-l luăm preventiv, nu atunci când suntem pe patul de moarte, pe ultima 100 de metri, gata, vrem să ne salvăm. Nu, fraților, luați-l, consumați-l cât sunteți sănătoși pentru a nu ajunge la alte complicații.